Jsem chtěl pěnal, a který nume jste to mnol, me gobro do šamanio firmen, trejíte se če domnol, aša kum se kade, aša kum scrie scriptura mea se če domnol, căci iată, veți mai dori să prindeți zile de pace și de liniște și de fericire, zile în care să mă audă cuvântul meu, preot șamano felme, să-l ascultați în liniște și în pace. Pentru că iată, zice Domnul, nori negri, iată, se ridică, zice Domnul, de departe, care iată se apropie de biserica mea, care este pretutindenea, menagober naganto șamano felme. 7 ani, zice Domnul, în care mi aveți părtășie cu mine. 7 ani de bucurie, stamana gofelmen. Dar în acești 7 ani, zice Domnul, iată, vor fi și vremuri în care, zice Domnul, legi noi se vor da pe pământul acesta. Și iată, zice Domnul, va lovi biserica mea, când într-o parte, cât din cealaltă parte, zice Domnul. Oamenii din lume, stamana gofelmen, se vor bucura, zice Domnul, de legile și sub mâna celor mari, zice Domnul, pentru că ei nu sunt interesați de mântuire și de viața veșnică. Dar iată, zice Domnul, pe voi, Eknagot Shamano Felmen, vă va prinde ziua cea mare, zice Domnul, Menagranto Felmen, vremea lui Daniel este între voi, zice cel preanalt. Stamana Granto Felmen, chipul acela mare, înalt, zice Domnul, iată, este făcut numai capul să îi se pună. Și capul este cel care, iată, zice Domnul, va conduce întreaga lucrare, care va veni un doliu mare pe pământ. Sânge de sfânt va fi amestecat cu pământul acesta. Sânge de sfânt, zice Domnul, iată, va curge. Shabrono Felmen, Shamano Felmen. În acești 7 ani, zice Domnul, vreau să pregătesc pe cei căzuți, pe cei care nu sunt pocăiți și vreau să-i mai chem la mine, zice Domnul. Să pregătesc familiile care sunt dărâmate, zice Domnul. Să mai pregătesc copii și nepoții voștri, zice Domnul. Menagot Felmen, pentru că numărul sfinților care va trebui să întâmpine pe acel care, iată, va face război cu sfinții, este spre împlinire, zice Domnul. Megobrot Shamano Felmen. Și iată, zice Domnul, căci biserica se va împărți, zice Domnul, scurtă vreme. Megobrot Shamano Fermana Kranto Felmen. 7 ani în care va fi pace și liniște. Veți bea din fântâna voastră, veți mânca, zice Domnul, în familiile voastre. Vine vremea când, iată, zice cel preanalt, veți fi înstrăinați unii într-o parte, alții în cealaltă parte, zice Domnul. Legi noi se vor da pe pământul acesta, zice Domnul. Iar toiagul pâinii și a păcii va fi sfărâmat, zdrobit complet, zice Domnul. Menagranto Felmen din Shamania. Și va fi marea, zice Domnul, despărțire, despre care voi vorbiți. Și despărțirea aceasta, zice Domnul, va fi în scurtă vreme. De aceea timp de pregătire mai este, zice Domnul. De aceea, zice Domnul, pe cei neputincioși, pe cei bolnavi, pe cei care nu vor putea să ducă crucea în vremea aceea, zice Domnul, vreau să iau din viață, îi lovesc cu boli, pentru curățire, zice Domnul, pentru sfințirea lor și vreau să-i duc acasă, zice Domnul. Pântre ei vor fi și tineri, printre vor fi și tinere, Megobrot Shamano Felmen, printre aceștia vor fi și de vârstă mijlocie, Megobrot Shamano Felmen. Vreau să-mi pregătesc un popor, zice Domnul, nu mare la număr, mic, cu care, zice Domnul, merge în frunte, Megobrot Shamano Felmen și voi păstori turma mea, zice Domnul, prin necaz și prin durere și va fi sânge, zice Domnul, în toate cele 4 colțuri ale pământului și veți spune, Doamne, dar cum vom birui? O să mă vedeți față în față. Mă voi coborâ din înaltul cer și voi fi cu voi, zice Domnul, cu turma mea, Eknagot Felmen. O să mă vedeți cu ochii voștri de carne și voi fi cu voi în necaz, în cuptor, în temniță, în moarte, în sărăcie, în foamete, în boli, Eknagot Shamano Felmen. Să nu vă fie teamă, zice Domnul, că va coborâ cerul pe pământ, zice cel preanalt. Megobrot Shamano Felmen, acei îngeri care acum vă supraveghează, scriu cărți de aducere aminte, aceștia vor coborâ din cerul la semnalul meu și va coborâ, zice Domnul, pe cele 4, pe Kober Shamana Granto Felmen, da, zice Domnul,
punte ale pământului, stamana grantă și șamana felmen, și răsăritul va da mână cu apusul, și miază zi va întinde mâna celor de la miază noapte, și mulți veți fi, zice Domnul, întovărășit în temnițe, mecobrot, șamana o felmen, nu vor fi teamă de ziua aceea, pentru că va fi pentru voi o zi de binecuvântare, să vă întâlniți cu acela care îl predicați și cântați, să stați față în față cu acela care vă rugați. Și iată, mulți dintre voi nu l-ați văzut pe acela care este viu în vecii vecilor, dar îți veți vedea scurtă vreme, zice Domnul, când vă voi vorbi, zice cel banal, când o să vedeți ochii mei, părul meu, gura mea, mâinile mele care au fost perforate de cuele romane, megobrot, voi face mulțiri de pâine, am să vă mulțesc, zice Domnul, necazurile, așa de mari vor fi necazurile, încât, zice Domnul, veți trece ca și Daniel, voi închide gura celor răi, zice Domnul, megador, febrot, șamanofelnet, în fața voastră, voi face semne, minuni, vindecări, mari lucrări voi face, zice Domnul Sfânt, voi opri scurgerea apelor, voi opri soarele la miază și nu va mai pune, zice Domnul. Voi lovi pământul cu tot felul de nenorociri. La cuvintele voastre voi da ploi, la cuvintele voastre, zice Domnul, voi da seacetă. La cuvintele voastre voi face ca grindina să curgă, zice Domnul, ca grâul. Per tabor, tabara, cantor, șamanor. Voi face lucrări mari, zice Domnul. Pentru că vreau, zice Domnul, să vadă cei necredincioși, că aveți un Dumnezeu în ceruri care este și pe pământ. Numai rămâneți cu mine în sfințenie. Rez, zice Domnul, eu, Domnul, am să vă port grija. Megobrot, șamanor, felnet. Și atunci vei ști că eu sunt Domnul, când voi fi cu voi și mă veți vedea la necazurile voastre. Eu, Domnul, m-am vorbit în această seară. Aleluia!